Dragi colegi, este timpul să mergem mai departe și veți constata că pe parcursul acestei sesiuni voi folosi cu repetiție o imagine care a fost prezentată de Anca Catrina la școala de toamnă de la Sibiu de anul trecut. O să folosesc această imagine pentru a oferi o perspectivă a felului în care putem dezvolta și putem contribui la dezvoltarea acestui domeniu și este momentul de a-l invita pe domnul profesor Florentin Breju de a prelua discuția din punctul legat de modul în care putem investiga pacienții pe care îi suspicionăm de evoluție către artrita reumatoidă, folosind în mod evident o modalitate de investigare care este deosebit de familiară. Mă refer, desigur, la ultrasonografie. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor, în primul rând pentru invitație. Îmi face deosebită plăcere să fiu prezent în acest eveniment, în special după doamna profesor Van der Helm. Nu mi-e ușor să prezint după, pentru că are atât de multe de spus și probabil că ar mai avea. Pot să spun că partea clinică și partea imunologică ne poate ajuta extraordinar de mult în practica de zi cu zi. În același timp, zic eu că imagistica are locul ei și deja începe să și-l preia, ca să zic așa. Acum, eu o să vorbesc astăzi doar de două boli, să zic așa, în mare. Una dintre ele este poliartrita reumatoidă, pentru că până la urmă este cea mai studiată și avem cele mai multe informații din partea asta. Cealaltă este artrita psoriazică. De ce? Pentru că e cea mai ofertantă ecografic și imagistic în general. Avem multe afecțiuni de tip inflamator articular. Nu o să vorbesc, de exemplu, despre artrita gutoasă sau despre altele, pentru că acolo, în partea precoce, nu putem vorbi de ceva modificări specifice. Avem efuziune lichidiană și, în mare parte, iar și o sinovită un pic altfel, să zic, decât în poliartrita reumatoidă. Dar în acestea două putem să găsim foarte multe date. Acum, pentru a putea vorbi despre ce înseamnă ecografia și modificări ecografice, în primul rând trebuie să înțelegem ce este patologic și ce e normal. Și ca să putem să înțelegem asta, putem să ne uităm un pic în urmă. Sunt o mulțime deja de studii deja. Vedem unul dintre ele, ne spune foarte clar că marea majoritate a pacienților, a subiecților evaluați în acest studiu, a avut cel puțin o modificare, cele mai frecvente, bineînțeles, fiind legate de prezența lichidului intraarticular. În același timp, în momentul în care facem o evaluare a articulațiilor, vom vedea că, din contră, lucrurile stau altfel. Marea majoritate a articulațiilor nu au probleme, ci doar o mică parte dintre acestea. Deci, practic, putem să concluzionăm că, în mod real, se întâmplă ca mereu modificările să fie în anumite zone și la subiecții sănătoși. Și aș putea aici să menționez articulațiile metatarsofalangiene, în care vom găsi foarte frecvent, fără ca aceasta să fie patologic, sinovită gradul 1. De asemenea, putem să vedem și aici cam același lucru, că există la subiecții control, există modificări cam peste tot. Vom găsi modificări de tip grayscale, mai puțin modificări power Doppler. De asemenea, un abstract care a fost publicat anul trecut, în care mi este foarte drag să spun, am fost și eu parte și la care am participat, ne arată că și tenosinovita poate să fie foarte frecvent identificată la subiecții sănătoși. Evident că în prezența power Doppler deja pune probleme mai degrabă de patologie și nu de modificări incidentale, să zic așa. Bun, am înțeles cum sunt, ce e normal, ce e patologic, dar ce înseamnă că e patologic? Dacă e patologic, deja spunem că e poliartrită, ne poate ajuta imagistica, ecografia. Iată că ecografia poate să are o sensibilitate și specificitate foarte mare, foarte mari amândouă, atât pentru modificări în grayscale de sinovită, cât și pentru prezența modificărilor de tip Doppler, care ne arată dacă există
vascularizație, neoangiogeneză, practic. E adevărat că în momentul în care discutăm de eroziuni, sensibilitatea nu mai este la fel de mare, însă specificitatea vedeți că este aproape de 100. Tocmai din acest motiv că ecografia este extrem de utilă în a identifica sinovita, iată că EULARU vine și propune, pe lângă o definiție de artralgie, care este foarte probabil să evolueze, să progreseze către poliartrită reumatoidă, și vedem în dreapta sus ce înseamnă simptomatologia care ar putea să ne sugereze asta. Iată că include factor reumatoid, anticorpi, anti-CCP, dar și ecografie, și în special prezența power doppler. Și vedem cu roșu, cu schimbă major, să zicem așa, schimbă major posibilitatea de a identifica pacienții care vor merge către poliartrită reumatoidă comparativ cu varianta doar clinică. Dacă mergem mai departe din acest motiv, practic un studiu destul de recent ne arată că, din 2018, ne arată că îngroșarea sinovială la un pacient, pentru că am vorbit mai devreme și ați văzut cât de importantă este prezența de anticorpi, de factor reumatoid sau anticorpi anti-CCP, da? Deci la aceștia, dacă identificăm simptomatologia articulară, în momentul în care facem ecografie și descoperim și sinovită, proliferare sinovială, vedeți cât de mare este diferența, cât de puțini mai rămân la finalul celor 80 de luni, cât dintre ei rămân fără artrită. Prin urmare, dacă identificăm sinovită, cu siguranță că ne putem gândi, și în special semnalul power doppler, da, neoangiogeneza, ne spune foarte clar că vorbim despre pacient care are potențial mare de a evolua către artrită. Iată un alt studiu mai ceva mai vechi, dar care ia în calcul atât modificările la nivel de articulație, cât și la nivel de pacient, care practic ne arată cam același lucru, orice fel de modificare de tip ecografic ne poate arăta dacă că pacientul respectiv are șanse mai mari să evolueze către artrită. Vedem coloanele artrită, cei care au evoluat către artrită, cei care nu au evoluat. Cu siguranță procentul este net mai mare în favoarea celor care au modificări ecografice de evoluție către artrită. De asemenea, la nivel de pacient, mai ales dacă discutăm și de modificări de tip inflamator articular clinic, vorbind de aici, o artrită nediferențiată, cu atât mai mult procentul crește. În această situație eram în momentul în care aveam anticorpii sau factor reumatoid prezenți. Deci cu siguranță că ne-a ajutat foarte mult și treaba asta. Aveam artralgie, anticorp prezenți și dacă facem și ecografie ne-am liniștit. E, iată că în momentul în care avem anticorpii anti-CCP negativi, ne-am gândit că ar putea să fie un pic mai greu să identificăm pacienții respectivi. Iată că Pascal Zufrei și grupul său vine și ne demonstrează că, de fapt, ecografia ar putea să fie utilizată ca și predictor de evoluție către poliartrită sau orice altă artrită, o afectare de tip inflamator articulară, la pacienți care nu au anticorpi anti-CCP prezenți. Deci au poliartralgie și au un scor mai mare de 8 ecografii. Prin urmare, și vedem foarte clar coloanele, vedem că în momentul în care vorbim de scor peste 8 avem 57% și dacă avem scor mare și power doppler vom ajunge la 71% comparativ cu cei din coloana fără evoluție către poliartrită. Și iată studiul în care condus de doamna profesor Van der Halm, de data asta e bazat pe imagistică prin rezonanță magnetică, așa cum ați văzut și mai devreme, dar ne spune ceva foarte interesant. Faptul că în momentul în care avem pacient ACPA sau CCP negativ, sinovita subclinică ne poate îndruma și ne poate sugera că pacientul va avea o artrită. Practic, cumva aici ne gândim că ne-am situat, așa cum vedem în imaginea de jos, ne-am situat cumva într-o fază preclinică sau cum putem vedea în studiul următor, în zona aceasta de mijloc, de symptomatic at risk individual. Și acolo ar putea să fie pacienții cu seropozitiv cu artralgie,
ar putea să fie și varianta eular de artralgie suspectă și varianta sinovită subclinică pe care o identificăm prin intermediul rezonanței magnetice sau ecografie. Cumva eularul până la urmă a tras concluzia, adică acest studiu trage concluzia că ecografia ne poate ajuta foarte mult, aduce un beneficiu peste criteriile eularului de clasificare, să le zicem, să zicem așa, mai ales dacă vorbim de prezența semnalului Doppler la nivelul mâinilor și articulațiilor radiocubito-carpiene. Prin urmare, chiar dacă avem anticorpi anti-CCP sau factor reumatoid negativ, dacă identificăm sinovită la nivel de mâini și power Doppler prezent și întrunim criteriile eular, putem să ne gândim la o poliartrită reumatoidă. Bun, asta este vis-a-vis de poliartrită, dar pe de altă parte nu este singura modificare pe care o putem găsi în artrita precoce și iată că același lucru se întâmplă și în momentul în care ne gândim la spondiloartrită. De data asta enteza, entezita este de fapt cea care poate să ne prezică sau să ne spună că vorbim de un diagnostic de spondiloartrită precoce. Deci enteza este extrem de importantă și aici fac trecerea către artrita psoriazică. Sunt cele 6 domenii pe care le știți foarte bine. Nu o să vorbesc eu decât de 5 dintre ele, evident, pentru că de una dintre ele se ocupă imagistica prin rezonanță magnetică. Este foarte important să reținem că există afectarea cutanată, există o fază preartritică și împreună cu faza de tranziție, după care vorbim de artrita psoriazică, da? de faza artritică. Da? Lucrurile merg în direcția asta. E adevărat că uneori putem să nu avem la pacienții noștri și modificările cutanate și să apară direct modificări musculoscheletale, însă în general cam așa funcționează. Cum facem să ne dăm seama la cât de precoce se poate, ce pacienți pot avea probleme? Păi Gutierrez vine în 2010 cu o sugestie de 5 ținte de evaluat ecografic. Le știți probabil deja, articular, tendon, enteză, tegument și unghie. O să vorbim un pic de toate, de fiecare dintre acestea, dar pe scurt nu o să vă țin foarte mult. Ar putea fi și aici vorba de artrită psoriazică, evident. Iată, și este unul dintre studiile care îmi place extraordinar de mult, e un review foarte bun, care ia în calcul importanța ecografiei în identificarea, dar atenție și diferențierea pacienților în funcție de tipul de artrită. Și aici putem să vedem foarte bine un studiu, e un articol publicat în 2020, este recent, vedem foarte frumos care sunt modificările, de exemplu că vorbeam de spondilartrită, la ce nivel, ce pattern de afectare este și ce fel de modificări putem să găsim. Edem, paratenonită, entezită, modificări la nivel de unghie și așa mai departe. Prin urmare, lucrurile pot să fie și în spondilartrite extrem de, n-aș zice chiar ușoare și o să vedem la final de ce, însă putem să ne ajutăm de metodele imagistice extrem de mult. Eu vorbesc de data asta doar de ecografie, însă și RMN-ul, mai ales imagistica în rezonanță magnetică, IRM-ul, ne poate ajuta în spondilartrite. De asemenea, un alt articol care ne spune și ne arată cam care ar fi frecvența de interesare a diferitelor zone articulare, atât cu grayscale, în grayscale cât și în power Doppler. Câteva imagini de artrită, atât fie că este metacarpofalangiană, fie că este vorba de modificări la nivel interfalangian, proximal sau distal, sau că este vorba de o gleznă și vedem foarte frumos proliferarea sinovială și cu power Doppler prezent. Cu siguranță este bine să scorizăm de la început și s-a demonstrat că scorul eular-omerac combinat, în care luăm în calcul atât partea de grayscale cât și power Doppler, scorul fiind cea mai mare valoare dintre cele două, se poate folosi și pentru alte articulații, nu numai pentru articulațiile metacarpofalangiene. Deci, prin urmare, putem scoriza și să urmărim în timp pacientul să vedem cum funcționează. Enteza, entezita, pentru că de fapt asta este procesul de bază sau procesul cheie din spondilartrite, înseamnă inflamația la nivelul de inserție a ligamentelor, tendoanele, capsule și așa mai departe, până de curând. Așa arată ecografic entezita la nivel de tendon patelar distal, suntem aici, în longitudinal. În dreapta sus este o imagine de tendon patelar în transvers, se vede ovalar
tendonul hipoecogen cu semnal Doppler circumferențial. Spuneam că așa a fost inițial definiția, de ceva timp încoace, iar asta este o prezentare de la ACR de anul trecut, care se bazează pe două articole deja existente, Zaboti din 2016 și Tinații din 2018, și, bineînțeles, pe lucrarea lui Benjamin, care a schimbat complet percepția legată de enteză și a promovat ideea de organ entezeal. În plus, practic, aici putem vorbi și de modificări la nivelul unor zone care până acum nu erau considerate enteze, locul de trecere a tendonelor în zonele de scripeți, unde se pare că se formează la nivel de tendon ca un fibrocartilaj, să zicem așa, în care protejează tendonul la aceste zone de fricțiune mai mare. Practic, asta este o enteză funcțională și faptul că există inflamație la acest nivel ne explică de ce există niște anumite aspecte în dactilită. Și iată că dactilita, care era până acum gândită ca definiția era termosinovită de flexor, sinovită articulară, edem peritendinos, reacție periostală, cuprinde cu siguranță și entezita. Bine, există entezita de flexor superficial pe falanga 2, dar mai ales și entezita funcțională, așa cum vedeți în imaginea de sus și așa cum o să vedeți și în imaginea aceasta în filmuleț. În partea de sus se identifică foarte frumos zona de scripete A2, este aici. Și există îngroșare și aspect hipoecogen. De asemenea, în imaginea următoare, semnal Doppler intens la nivelul entezei funcționale respective de care vorbeam. Dar e o tenosinovită, dar și entezită funcțională. Practic, vorbim acum de un organ entezeal, lucrurile stau sau sinovio entezeal, un complex sinovio entezeal pe care putem să-l evaluăm și există și scorul DACTOS tot din 2020 care îl ia în calcul și el entezita. Practic, ideea de inflamație peritendon pe care o descoperise Gutierrez acum ceva timp se numea PTI pattern, patternul PTI peritendinous inflammation, de fapt înseamnă o afectare de tip entezeal și de aceea este mai frecventă în artrita psoriazică sau în spondilartrită în general decât în poliartrita reumatoidă. Cu siguranță dactilita, scorul DACTOS trebuie să ia în calcul și inflamația la acest nivel de care spuneam. Modificările cutanate, evident, sunt și ele vizibile ecografic. De la început putem să evaluăm tegumentul și vedem când se schimbă de la stânga, unde este tegument normal, imaginea de sus, către dreapta. Din păcate n-am reușit să activez pointerul, însă cred că ne descurcăm și așa. Deci în partea stângă aveam tegumentul normal, îl putem vedea când se îngroașă atât dermul cât și epidermul și apare delimitarea asta hipoecogenă între cele două. Dacă apare și semnal Doppler, cu siguranță va merge către afectare psoriazică tipică. Dacă vorbim de modificările de tip unghial, avem două lucruri extrem de importante, modificările care apar la nivel de pat unghial de unghie și la nivelul matrixului. Și dacă ne uităm în imagine, în filmulețul acesta, putem să vedem foarte frumos cât de aproape este inserția tendonului extensor de matricea unghială și atunci înțelegem de ce există la acest moment ideea cum că modificările posibile primare sunt la nivel entezeal și abia după aia apar modificări la nivel unghial. Există studii care au promovat această idee. A sărit un slide, câteva imagini de afectare unghială. Vedem foarte frumos la început modificarea unghială, începe, primele modificări sunt pe partea ventrală și abia în timp apar modificări cu neregularități, cu aspectul ăsta vălurit pe partea dorsală și prezența semnalului Doppler. Cam asta este de artrită psoriazică. Revenind la poliartrită, cum spuneam că este cea mai studiată dintre acestea, eularul ne spune foarte clar că ecografia sau imagistica în rezonanță magnetică pot să ne ajute în prognosticul de evoluție către poliartrită sau și nu numai de la o artrită nediferențiată, pentru diagnostic, predicție de răspuns la tratament, monitorizare și monitorizare remisiune. Iată că s-a propus și Maria Antoaneta D'Agostino a propus un algoritm foarte interesant. În momentul în care avem sinovită clinică prezentă, practic trebuie să evaluăm dacă întrunește criteriile. O să trecem următorul slide să vedem dacă întrunește criteriile, ce e nevoie. Deci cu siguranță dacă nu întrunește criteriile, facem ecografie.
O să vedeți că și dacă le întrunește în slide-ul următor, tot facem ecografie. Practic, ecografia ne ajută extrem de mult în a înțelege ce se întâmplă la acești pacienți. Deci dacă revin o secundă decât, dacă nu are sinovită clinică, facem ecografie, dacă identificăm atunci, ținem cont de factorii de prognostic, dacă nu avem sinovită, trebuie să luăm în considerare al diagnostic. În momentul în care întrunește criteriile, iată că și aici pot să fie broc, chiar dacă avem criterii, deci pacienții care întrunesc criteriile, pentru că sunt criterii de clasificare, nu întotdeauna ne repezim să îi tratăm. Așa încât dacă avem număr suficient de articulații care sunt inflamate cu adevărat, atunci într-adevăr ne confirmă, ecografia ne confirmă diagnosticul. Dacă nu avem sinovită, facem reevaluare. Dacă avem un număr mai mic, luăm în calcul factorii de risc, exact cum a fost și ceva mai devreme. Prin urmare, extrem de importantă ecografia și aici. Putem doar un slide în care am zis totuși să pun două articole legate de alte afecțiuni, de alte artrite care pot să apară și în lupus, de exemplu, unde ecografia ne poate ajuta. Și în mare este un articol, revin la articolul de care v-am spus, care mi se pare extraordinar, din 2020, care spuneam că este un review extrem de bun. În momentul în care avem artrite nediferențiate și facem ecografie, ne spune cam ce ar trebui, cum ar trebui să gândim lucrurile. Practic, dacă avem edem subcutanat, power doppler extrem de important, evident, și e o singură articulație, atunci ne putem pune problema că ar putea să fie artrită septică și facem, evident, încercăm să extragem lichid, să vedem dacă avem pozitiv ceva pe cultură. Dacă avem modificări entezitice sau chiar și la nivel de ligamente colaterale, dar entezita ligamentului, ne putem gândi la spondilartrită. Dacă vorbim de pacient vârstnic cu afectare la nivel de umăr sau de șold, poate să fie polimialgie. Dacă avem sinovită, evident că poate să fie fie poliartrită reumatoidă dacă e simetrică sau o artrită generată de microcristale. Revin și la patternul de care vorbeam înainte, e de reținut, fiecare dintre afecțiunile de pe care le-au luat în calcul poate să aibă un anumit tip de afectare și ne poate ajuta în practica clinică, recomand acest articol și bun, avem modificările respective, ne orientează ca diagnostic, dar mai important de atât, eu aș zice că putem să spunem că este valoarea predictivă negativă a ecografiei. Prin urmare, dacă avem artralgie, dar nu are modificări ecografice, putem să spunem că, în principiu, e puțin probabil să vorbim de o evoluție către artrită. Deci, din punctul meu de vedere, este extrem de important. Spuneam la început că nu e chiar așa ușor să beneficiem de metodele imagistice. De ce? Pentru că există, pe lângă avantajele multiple pe care le avem, există și ceva dezavantaje, de exemplu la ecografie, faptul că este extrem de dependentă de operator, de cel care face ecografia, și că e adevărat și trebuie să recunosc asta, nu putem să vedem foarte bine articulațiile care sunt foarte profunde, gen articulațiile sacroiliace sau modificările care există la nivel de os, precum edemul osos, pe care, bineînțeles, îl poate identifica imagistica prin rezonanță magnetică. Practic, inflamația este de bază, în special la început, cum ar zice House, it's always inflammation. Ce trebuie să reținem ecografic? Inflamația mărește dimensiunile, fie că vorbim de tegument, epiderm, derm și așa mai departe, fie că vorbim de capsular, de articulație în sine sau chiar de enteze. În general, aspectul este neomogen în momentul în care avem inflamație și mai ales avem un aspect hipoecogen datorită faptului că avem un conținut crescut de apă, în general și practic ecografic așa se vede prezența inflamației. Vă mulțumesc frumos! Dacă sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere sunt prezent aici. Mulțumim și noi foarte mult, Florin. Întrebări am cel puțin eu, una sau două, însă știu că ai o sesiune pentru Colegiul Medicilor din Craiova la care ar fi trebuit să te conectezi deja de câteva minute. Ca atare o să vă propun următoarea variantă, întrebările și discuțiile să le facem la sfârșit pe acest subiect, sigur rugându-l pe profesorul Breju dacă programul va permite să se reconecteze mai târziu. Pot rămâne singur?
Am făcut un schimb acum și practic pot să mai rămân acum și... Ok, bine, e în regulă, atunci nu știam că a aranjat lucrul ăsta, este perfect. Asta îmi dă voie să fac un comentariu și poate să lansez o discuție. Trei aspecte. Întâi de toate, nu știu dacă ați avut timp să o faceți, dacă nu vă îndemn să o faceți, să vedeți rubrica de imagine a săptămânii pentru săptămâna aceasta, pentru că veți avea, vedea acolo atât imagini cât și comentarii care sunt legate de subiectul pe care îl discutăm. Cu această ocazie extind această invitație și pentru toate celelalte imagini ale săptămânii care sunt deosebit de interesante. Și mulțumesc celor care se străduiesc să le pună în așa fel încât să fie evidente pentru noi toți. Ceea ce mi s-a părut simpatic în prezentare este faptul că oricum am face, indiferent cum am vrea să ne mișcăm, aparent ecografia este inevitabilă și lucrurile, dacă stăm să ne gândim la viața de zi cu zi, stau cam așa, pentru că foarte frecvent atunci când examenul clinic nu este lămuritor sau când avem doar o suspiciune pe care ne-o dorim confirmată, apelăm la colegii care știu să practice ultrasonografia musculoscheletică. Întrebarea pe care o am este următoarea. În ce măsură este fezabilă, aplicabilă în practica cotidiană o examinare sistematică, în caz de suspiciune clinică, desigur, și a articulațiilor asimptomatice, în speranța identificării la nivelul acestora unor modificări sugestive care să conducă către un diagnostic? În ce măsură am putea să indicăm și să practicăm această examinare, repet, în mod sistematic, sau dacă poate trebuie să ne limităm totuși la acele articulații unde există suspiciunea clinică a unei afectări locale? De-a lungul timpului s-a tot pus problema aceasta, ce articulații ar trebui evaluate, cel puțin pentru poliartrita reumatoidă, cum spuneam, ea a fost cea mai studiată. Și s-au încercat diverse variante, de la 70 de articulații de evaluat la 7. Au fost acum, cred că 2 ani, s-a publicat un articol tot din zona nord-europeană, să zic, cu 3 articulații care ar putea fi evaluate și spuneau ei că, și într-adevăr, din punct de vedere statistic, a fost suficient de bună varianta cu 3 articulații. Menționez faptul că acele articulații nu trebuie să fie obligatoriu simptomatice. Cred că, din punctul meu de vedere, 3 articulații este un pic cam puțin, însă putem să ne folosim de variantele cu ceva mai multă, gen 7 articulații, cum propune Marina Bauhaus, sau chiar ceva mai multe. Eu cred că, în general, articulațiile metacarpofalangenă 2, articulațiile pumnului, articulația metacarpofalangenă 5, bineînțeles evaluare și pe lateral, și ceva articulații interfalangene proximale, dacă avem posibilitatea, dar asta este destul de complicat să facem evaluare la nivelul membrelor inferioare, tot articulațiile mici, în general sunt, să zic eu, suficiente pentru a putea identifica eventualele probleme. Deci, prin urmare, articulațiile metacarpofalangene 2-5, aș zice neapărat, articulațiile radiocubitocarpiene și plus cele care sunt simptomatice. Adică întotdeauna, bineînțeles, dacă este ceva în plus, nu ne limităm numai la alea pe care le avem de bază propuse de către alții înainte. Dar cu siguranță că ar putea să fie suficient de utile. E într-adevăr o mare provocare, pentru că timpul, din păcate, este, cred, cel mai mare dușman în practica de zi cu zi. Eu l-am simțit astăzi din plin, să zic. Asta vreau să întreb, cât durează o astfel de examinare, în medie? Acum depinde de ce înseamnă experiența celui care evaluează, adică mie personal poate să-mi ia între 3 și 5 minute, să zic.
Toate? Însă, da, o evaluare pe, la nivelul mâinilor, pentru că dacă stăm să vorbim de membrele inferioare de picior, deja durează foarte mult să fie pregătit pacientul, să-l poziționăm și tot restul. Dar la nivelul mâinilor, în principiu, nu durează foarte mult să facem o evaluare pe metacarpofalangene, interfalangene proximale, repet, pentru poliartrita reumatoidă. În artrita psoriazică mai sunt câteva lucruri care sunt foarte interesante. Acolo e mult mai complicat în spondilartrite în general. Una, de exemplu, dintre entezitele foarte frecvente e la nivel de supraspinos. Apoi, alta este la nivel de inserție de tendon peronier pe baza metatarsianului 5. Prin urmare, să le facem pe ăștia care teoretic sunt frecvente, e destul de complicat pentru spondilartrite, într-adevăr. Dar pentru pere, să zic că 3-5 minute, maxim 10, dacă nu este foarte obișnuit. Sunt de acord, dar ia în calcul următorul scenariu. În cazul în care avem o artralgie clinic suspectă, noi nu știm către ce va merge boala respectivă. În unele situații ne gândim că va merge către artrită reumatoidă, în alte cazuri poate să evolueze către psoriazică sau să fie o formă periferică de spondilartrită. Cu alte cuvinte, când boala încă nu este precizată, este foarte dificil să limitezi numărul de aspecte la care te uiți, pentru că ai vrea să evidențiezi orice poate fi vizualizabil, ceea ce implicit crește durata examinării, pentru că detaliile la care vă uitați sunt mai multe. Cu siguranță și sincer să fiu, nu de puține ori am virat de la poliartrită către o posibilă psoriazică și chiar și sinepsoriazis, mai ales în condițiile în care, și aici e adevărat, deja se dublează timpul, ne uităm și pe fața volară și pe fața dorsală a mâinii. Și aici am avut surpriză foarte des să găsesc tenosinovite sau entezite și aici lucrurile deja... Se poate discuta despre sau există poate un protocol sistematic de examinare recomandat practicianului în așa fel încât să nu omite nimic sau nimic important? Să fie un protocol general valabil nu există din păcate la acest moment. Mai avem de muncă destul de mult pentru a înțelege ce înseamnă, adică la momentul ăsta încă mai studiem ce înseamnă modificări, să zicem, la limita normalului. Pot să spun că de anul ăsta a început un studiu OMERACT pe entezită, care ar putea să ne aducă ceva informații în plus. Dar nu există unul general valabil pentru pacientul reumatic să avem anumite structuri de evaluat în general. Pur și simplu, cred că cel mai mult experiența, eventualele informații pe care le avem din anamneză ne pot îndrepta către ceva anume și niște red flags care pot să apară din întâmplare, să zic. Evaluăm articulația interfalangenă proximală și vedem că avem o entezită sau o tenosinovită. Nu există ceva general valabil. La momentul ăsta, din păcate, încă sunt discuții câte articulații, care sunt structurile pe dorsal, pe ventral și așa mai departe. Bun. Mulțumim foarte mult pentru prezentare, mulțumim foarte mult pentru întrebări, pentru răspunsurile la acestea și sperăm să ne reîntâlnim cât de curând.